Ia Popești, bună, ziua. bună ziua, sunteți în live pe Facebook Hebriștean la telefon, doresc să confirmați Dacă ați Deci fraților, cam așa se lucrează La primăria Popești Cer informații să vezi dacă au primit Și ei spun că n-au primit Nici o cerere Mint cu nerușinare și-mi interzic Dreptul la petiție, da, e vorba despre Banilor și nu vor să se atingă nimeni de, de, de banii lor. Pe noi ne pun taxe, impozite și ne iau și sufletul din noi. Lor nu avem voie să le cerem nimic. Mi-au interzis dreptul la petiție, dreptul la sesizări, iar pentru asta cei de acolo și această doamnă secretară impertinentă care mă amenință că nu am dreptul să cer informații, o să aibă o plângere penală. Să le fie rușine. Dacă îl mare le dă dacă îl mare le dă ordine s-ar putea ăștia mici să o ia în bot așa de tare încât nu vor ști cum îi cheamă. Puțin, puțin și ajung acasă și mergem, dăm cu subsemnatul la tot ce v-am făcut. Și nu e, nu e, tot. Urmează pentru cele din 2 decembrie, estimată doamnă secretară, să dai cu subsemnatul. Hai să mai încercăm o dată să vedem dacă ne răspund. Doresc cu domnul primar Hebriștean și Wow, nici nu mă lasă, nici nu spune nimic. Ați văzut și dumneavoastră, așa se lucrează în primăria Popești. Au fost persoane disponibilizate care n-au făcut absolut nimic, doar că nu sunt de culoarea cui trebuie și sunt mai vechi acolo, iar astfel de persoane stau și ne mănâncă banii noștri. Ați văzut și dumneavoastră. Așa, asta e Primăria Popești, ăștia ne sunt angajați. Avem angajați care au rămas, care sunt cercetați penal, care au săvârșit abuzuri, care au săvârșit încălcări ale legii de pereului și sunt lăsați în funcții. Și oamenii care și oamenii care nu au săvârșit nicio abatere, au fost dați afară ca și-a vrut domnul primar și toată claca lui. Ne vedem cu dumnea, cu această coniță în instanță, indiferent cine a fi. Sănătate și Doamne ajută!